seara, ați fost destul de aproape să produceți o surpriză plăcută. Bună seara. Da, păcat, e gol în minutul 88. Practic am luat două goluri la fel. Centrare din partea dreaptă și da, gol din partea asta. Păcat. Ce explicații găsiți pentru acest început mai slab de campionat? Explicații sunt multe. Acum, important e să nu mai facem greșeli. Am făcut astăzi aceleași greșeli la două goluri. Ne-au surprins pe final. Au venit cu jucători proaspeți, au făcut superioritate în benzi și au reușit să înscrie. De ce ai luat acel cartonaș galben prin minutul 63? Cred că pentru proteste, nu știu exact. A fost dat într-o minge, nici nu l-am atins. A căzut jos și a dat faul, m-am enervat și asta. Iar pe final s-au aprins și mai tare spiritele. Da, normal. Ei vreau să câștige cu orice preț, au pus presiune pe noi, până la urmă le-a reușit. N-am mai reușit să scoate mingea de acolo, i-am înghesuit la noi în careu. Povestește-ne puțin și despre faza penaltiului pe care l-ai obținut. Da, a fost o minge lungă și de a sări direct în mine. Eu zic că a fost penalti. Acum, de acum un jucător experimentat. Ai reușit acolo. Da. Dacă arbitru a dat, înseamnă că a fost. Când o să redevine echipa ceea ce a fost în sezonul trecut? Sau crezi că o să mai ajungeți? Sigur că da. De ce nu? Sper să revenim cât mai repede. Avem nevoie doar de o victorie, de un rezultat bun. Până la urmă, am jucat cu două echipe foarte bune. Sepsi în deplasare, care este foarte bună, o echipă care joacă foarte bine acasă, și CFR-ul e campioana României. Și urmează și Dinamo. Urmează și Dinamo, care au și problemele lor, ca și noi. Sper să facem un meci bun și să poate să vină prima victorie cu Dinamo? De ce nu? Sperăm să vină, trebuie să vină. Acum că vine mai devreme sau mai târziu. Trebuie să vină mai repede. Mai repede. Mulțumesc. Mulțumesc și o seară bună. Bye.